Partida contând pentru etapa a 5-a a campionatului Under 18 s-a desfășurat în Polivalenta B din Cluj-Napoca. Galben-albaștri s-au impus cu 63-59. CSM Ploiești are de jucat un nou meci, tot o restanță, în compania celeilalte formații din grupa națională cu o singură înfrângere după 5 etape, CSO Voluntari. Partida contează pentru runda a 6-a a campionatului și este programată miercuri seară de la ora 19:30 în Sala Sporturilor Olimpia.